În țara Alif Bai există un oraș trist și era atât de trist încât își uitase propriul nume. Dar, într-o parte a nordului există o familie care trăia în bucurie. Harun, băiețandul fericit al povestitorului Rashid Khalifa și soția sa, Soraya, care avea secrete față de familia ei. Într-o zi, toate s-au schimbat. Mama lui Harun, Soraya Khalifa, a fugit de acasă împreună cu vecinul lor morocănos, domnul Sen Gupta, care avea și el o soție iubitoare. După cele întâmplate, Rashid trebuia să meargă la o reprezentație organizată de politicienii din orașul G și din Valea Capa. Vrei să mergem în orașul G și Valea Capa, deoarece vremea acolo încă e bun. Următoarea zi, ea au luat-o în drum spre orașul G, cu trenul. Ajunși acolo, s-au întâlnit cu doi bărbați roși care îi așteptau pe cei doi călători. Când au ajuns la întâlnirea planificată, Rashid nu a spus ceea ce trebuia și li s-a dat o a doua șansă în Valea Capa. Ce mă fac, fiule? Singurul lucru la care ești bun e povestitul. Nu mai am altă meserie de făcut. Trebuie să-l ajut cu ceva pe tatăl meu, deoarece nu vreau să-și piardă visul. Dar poștalionul l-a ajutat pe Harun și tatălui să aibă o experiență de neuitat. Atenție la curbă! Când au ajuns în Valea Capa, s-au întâlnit cu Duru, politicianul înfumurat, care îi invită pe Harun și Rashid pe ambarcațiunea lui. În timpul nopții, s-au auzit zgomote ciudate din baie. El îl întâlnește astfel pe duhul apei, Daka, care l-a urcat pe Harun pe o pupă zăuriașă și zboară pe o altă lume cât să ia din apa poveștilor să îl ajute pe tatălui. Harun și Daka află că apa este otrăvită de către regele Katergi, prințul Bolo, general Kitab și președintele parlamentului din Gup, și că prințesa a fost răpită de către Ciupi, dar tatălui Harun, Rashid, a fost adus ca spion al Ciupilor. După multe aventuri neașteptate, Rashid și Harun se reîntorc pe pământ. Wow, asta a fost experiență de neuitat, nu-i așa, fiule? Da, și acum că ai băut din apa cu povești, îți poți salva cariera și vei găsi mai multe basme de spus. Ajunși acasă, ei au văzut-o pe Soraya intrând în casă. Yeah, reveni! Dacă mă vezi, să știi că-s mai arătos decât tine. Masculin. Da. Da. Acolo care pune povestitul. Nu mai am artă muncă. Ce? All I see is numbers. You're so skip.